Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire pentru ziua de luni, 20 noiembrie. Să vedem cu ce reușite va veni această nouă zi din săptămână, prima zi a noii săptămâni. Pentru fiecare zodie, așadar, este un tarot horoscop. Atât pentru zodii, cât și pentru ascendent. Să vedem cum va fi ziua de luni. Wow, miracole, să știți, noutăți, poate legate și de copii, de sarcină sau de noi începuturi. Puteți cunoaște o dragoste, puteți avea un succes, o reușită, o vindecare, o mai bună stare de sănătate, de spirit. Veți fi mai strălucitor, mai frumos, veți fi într-un succes, veți fi admirate. Veți fi mai intuitive, mai inspirate, mai creative. Copiii, tinerii pot juca un rol foarte important, semnele de pământ. Haideți să vedem zodia Berbec. Zodia Taur. Zodia Gemeni. Zodia Rac. Zodia Leu. Fecioară. Balanță. Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și zodia Pești. Și energia generală a reușitelor, a familiei. Sunt energii feminine, să știți. Poate chiar energia lunară joacă un rol foarte important. Visele, intuiția, creativitatea. Vă trebuie într-adevăr poate mai multă ambiție, determinare. Să vă învingeți temeri, frici, să faceți niște clarificări, pentru că probabil că există și o doză de gelozie, de invidie, de intrigă. Le veți descoperi, afla secrete, secrete de familie, secrete legate de prieteni, cine vă sunt prieteni, cine nu. Există și niște o doză de exagerare, dar și o doză de copilăreală, dorința de a avea o familie. Mai multă ambiție și determinare. Or, poate fi și o zi puțin stresantă, aglomerată, dar în care puteți fi ajutați de persoane care contează. Zodia Berbec. Reușite, daruri, noi începute, realizări, o prudență, poate și o singurătate la un moment dat, sau veți dori să vă odihniți. Puteți afla și de cineva care trece printr-o singurătate, care trece printr-o supărare, printr-un doliu, printr-o tristețe, Orică aveți nevoie să mai vă luați o pauză, pentru că trebuie să vă odihniți, să vă și relaxați. Și în felul acesta vă veți încărca bateriile și veți avea succes, veți avea daruri, veți avea câștiguri, vă pot veni niște bani, vă puteți recupera niște bani sau o stare de spirit, puteți primi chiar o moștenire. Pentru zodia Taur, o zi fantastică, să știți, cu drumuri, cu vești, cu noutate, cu o mare dragoste, cu o cerere în căsătorie, cu un miracol, cu o mare, mare bucurie, o vacanță, poate o plecare în străinătate, nu știu, aveți aici niște daruri divine, o revelație. Zici că aici este chiar Trinitatea, Sfântul Duh. Pot veni, aveți succes cu cineva din străinătate sau plecați undeva, nu știu, aveți succes într-o afacere. Lucrați cu persoana iubită în aceeași afacere și vă merge foarte bine sau apar niște soluții, niște idei geniale pe afaceri, pe dragoste. Deci vă văd pe toate planurile foarte, foarte bine. Zodia Gemeni la fel, aveți de luat poate o hotărâre, poate fi legată și de sănătate, de dragoste, poate fi legată și de o chestiune de stat, de o instituție, de un profesionist, vă puteți vindeca, puteți rezolva niște probleme, puteți primi sau oferi un ajutor, un sfat. Aici poate lega și de chestiuni de studii, educație, de o chestie care ține de legislație și în dragoste puteți primi sprijin, ajutor, ar face clarificări. Zodia Rac. Aveți niște întârzieri, temeri, frici, așteptări, deblocări. Cineva vă poate ajuta să vă deblocați într-o situație sau veți dori să deblocați o situație. Cumva aveți teama, frica, poate și să nu aflați un adevăr sau să nu se afle un adevăr, ori aveți teama să nu pierdeți ceva. Sunteți cam intimidați de cineva, de ceva.
dar puteți avea o zi relaxantă, reușită, realizare, poate și dacă aveți o inițiativă. Zodia Fecioară, Leu, mare reușită, realizare, vindecare, întâlniri importante, poate chiar legate de credință, legate de instituții, legate de sănătate, de educație, legate de frumusețe. Cumva aici vă puneți în valoare un talent, o frumusețe. Aveți de-a face cu niște persoane care vă înfrumusețează viața sau vă veți simți voi în centru atenției, într-un succes, într-o reușită, joacă un rol important pentru voi doi de pământ de foc. Pentru zodia fecioară aveți niște rivalități, veți avea poate și o teamă, o frică sau vă trebuie mai multă înțelepciune, răbdare, odihnă. Poate că veți oferi ajutor, sprijin, sfaturi, vă veți schimba poate o anumită percepție asupra unor lucruri, puteți avea niște vise, niște insomnii, puteți avea și un spirit de sacrificiu pentru a reuși să depășiți niște probleme, să rezolvați. Poate aveți și niște temeri, frici pe care le veți învinge. Zodia balanță, revelații, intuiție, succes, conduceți, îndrăgostiți poate, sunteți îndrăgostiți sau aveți de-a face cu persoane îndrăgostite care iubesc ceea ce fac, puteți avea miracole, drumuri, prietenii, idei, soluții, intuiție foarte bună, multă creativitate, copiii, familia pot juca un rol important, o dragoste poate juca un rol important. Pentru zodia scorpion, și voi faceți niște clarificări, poate de sănătate, justiție, legat de o afacere, legat de niște critici, legat de copii aici, cumva, poate că reușiți să clarificați ceva legat de niște noutăți, legat de copii, legat de afaceri, legat de chestiuni juridice. Cumva poate doriți mai multă dreptate sau vă veți ocupa de a face dreptate într-o situație. Zodia săgetător. Reușite realizări, miracole. Cineva vrea să-și ceară iertare, cineva vrea să se... S-ar putea să vă caute cineva pe care nu l-ați mai văzut de mult sau s-ar putea să aveți un vis, o împlinire sufletească, o dragoste, o petrecere, un eveniment, o întâlnire de suflet, miracole care țin de credință. Vă împliniți niște dorințe de suflet, aveți o prietenie bună, poate la servici sau legat de ce vă doriți voi pentru sufletul vostru, poate și legat de o profesie, carieră, poate legat și de niște daruri, legat de niște întâlniri prietenoase. Zodia Capricorn, reușită, daruri. Copiii pot juca un rol important, niște noi cunoștințe, niște prieteni, o popularitate, un succes, reușită legată poate și de cineva din familie. Zodia Vărsător, miracole, noutăți, schimbări, oportunități, stres pe care îl veți depăși cu ambiție, determinare, aveți oportunitatea să vă eliberați, să vă dezlegați de vrăji farmece, să aveți o revelație, un miracol, o iubire, o declarație de dragoste, un câștig neașteptat, o oportunitate să schimbați ceva în viața voastră, să schimbe ceva. Zodia Pești, clarificări legate de o haină de stat sau legate de un profesionist, legate de un viitor. Aveți o idee, o soluție, învingeți temeri, frici, vi se face dreptate sau veți dori mai multă dreptate în viața voastră și vă adresați unui profesionist pentru asta și puteți rezolva niște probleme. Cam asta din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei, așadar pare o săptămână, o zi, început de săptămână, să spunem așa, foarte interesant. Cu noutăți, cu miracole, sunt foarte multe arcane majore. Aici, din câte văd, sunt una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 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 11 arcane, adică aproape jumătate din arcanele au ieșit în această etală, adică aproape fiecare variantă are câte o arcană majoră, adică are o energie puternică care să îi dea un suport, să îi dea o oportunitate, să îi dea un curaj, să dea fiecăruia ceva în plus, plus valoare, un imbold, o inspirație, o intuiție, o schimbare. Cam astea din ce văd, dragile mele, dragii mei, dar la anumite zodii sunt chiar două, câte două. Deci aveți două aturi, două noroace, două situații care să vă dea putere, forță, curaj.
Acestea fiind spuse, eu vă doresc într-adevăr o zi fantastică, o zi de luni extraordinară oriunde ați fi. Aveți grijă de voi, vă mulțumesc că vizionați acest video, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!